probabilitatea ca cei care s-au imunizat cu ambele doze de Pfizer să fie nevoiți să se vaccineze din nou ar putea deveni realitate în cel mai scurt timp. Potrivit companiei, o a treia doză de ser administrată la 6 luni de la cea de-a doua sporește imunitatea împotriva noilor variante de SARS-CoV-2, inclusiv Delta. După ce sute de mii de persoane s-au imunizat cu Pfizer, oficialitățile anunță că o a treia doză de vaccin anticovid va deveni obligatorie dacă apar noi tulpini ale virusului. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da. Cu ce v-ați vaccinat? Pfizer. Și dacă va fi nevoie să faceți o a treia doză, ați face? Nu sunt decis, s-ar putea să nu convină, că nu m-am simțit prea bine. La al doilea. Prea cred că aș fi de acord. Multă lume nu vrea să-l facă nici pe primul, dar apoi pe al treilea. Mulțumesc! În timp ce unele persoane se gândesc dacă ar accepta o a treia doză sau nu, altele încă nu o doresc nici pe prima. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Doamna, nu m-am vaccinat. Că nu, după cum am înțeles așa de la televizor, nu prea corespunde vaccinul cu vârstnici. Și dacă mă simt bine, n-are rost să mă vaccinez. Părerea mea. Pentru că se vorbea despre o a treia doză. Nu cred că mă vaccinez, că dacă mă simt bine așa, n-are rost să fac probleme singur. După cum am înțeles, după care s-au vaccinat, le-a fost rău după vaccinare. Așa a văzut la televizor. Și n-are rost să fie rău dacă mă simt bine, știți? Companiile Pfizer-BioNTech vor cere în următoarea perioadă autorizarea celei de-a treia doze de vaccin anticovid. Solicitarea va fi făcută în primul rând către autoritățile din Statele Unite și Europa și urmărește să ofere o protecție sporită persoanelor care au primit deja primele două doze. Eu cred că e bine. Eu o fac și pe a treia. Mi-am făcut pe asta. V-ați vaccinat cu Pfizer? Da, corect. Nu vedeți că numele e frică, dar nu cred că e bine să nu știu ca să le fac. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da. Dar cu aia treia nu știu, nu mă pricep. Ce v-ați vaccinat? Păi eu mă știu, mi-a făcut de două ori. Da. Și v-ați vaccinat și a treia oară? Și aș pe aia, ce? Nu plătesc nimica, e gratuit. Păi da. Până în prezent, necesitatea celei de-a treia doză de vaccin nu este susținută de dovezi științifice.